Mulți vor să fie cunoscuți și urmăriți pe social media, dar o asemenea performanță nu se obține chiar atât de ușor. Vorbim în continuare despre un eveniment offline captivant și gratuit, despre cum să-ți faci o carieră de succes ca specialist social media. Detalii aflăm de la Dumitru Talmazan, consultant marketing și speaker în cadrul evenimentului. Bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiți veșnic! Bună dimineața! Bine ai venit la Treva de la... Da, bine v-am găsit, v-am regăsit. Da. Și vești frumoasă, aveți voi cu gândaci. Da, păi, dar eu când am auzit articolul ăsta zic, stai un pic, că e bună idee treabă cu chestia asta. Bun, în spate încă și de făcut cu prietenii. Ai pus toate fostele. Mai pui și o bere acolo din jur și ia să vedem cum se descurcă. Dar e veridică chestia că videourile să ajung cumva virale pe internet, nu? Da. Deci, e un fapt divers cumva. Istoria este că social media este așa despre, deseori este despre lăptică. În sens că nu trebuie să te încordiezi. Și noi deseori evadăm în social media ca să fugim de realitate. Și inclusiv videourile, cum cineva, când cuiva e rău, noi ne uităm. Și nu e bine, da? Da. Și arată că când te uiți că cineva merge cu bicicleta și tu retrăiești pentru dânsul de el, merge pe vale așa, și tu retrăiești, parcă vrei și snuchișii, dar ți-e interesant așa și... Deci cum ați reacționezi, groasă cadă, da? Da. Mai bine că filmele cu Charlie Chaplin la fel au demonstrat că oamenii râdeau la momentele, când se împiedica, când cădea, când... Este un comportament absolut logic. Dar acum e o schimbare continuă toată treaba asta, nu se schimbă de la an la an, dar se schimbă de la lună la lună, chiar de la zi la zi. 2023, Dumitru, uite, tu ai venit la noi de două ori, cred că și ai vorbit despre toate tendințele, trendurile. Anulați tot ce am zis. Asta am vrut să te întreb. Ce a rămas? Anulare. Ștergeți emisiunile. Da. Exact, nu. Adică noi discutam în 2023 că social media. Da. Acum vestea bună, inclusiv și azi noi avem evenimentul despre cariera social media. Am observat o direcție foarte mare în care noi avem, cred că oficial, peste vreo 60-100 de mii de instituții, companii, SRL-uri. Și avem o insuficiență extrem de mare de specialiști în social media. Deci acum, fiecare companie, dacă înainte cumva nu era neapărat să ai un social media manager sau să ai un, încă nici nu s-auză pe atunci, story maker, reels maker, azi, din păcate, apare funcția inclusiv AI social media. Și adică, oficială, adică sunt angajați anume pentru această funcție. Exact. Deja, adică deja în foarte multe companii începe trendul. El încă nu este un fel de must-have. Deja neapărat trebuie să ai un reels maker și story maker. Adică cine să-ți facă stories-urile și reels-urile. Da. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Dar companiile medii mari, care mai ales tehnologice, au nevoie de un AI social media, pentru că AI asta nu e doar GPT. AI sunt foarte, foarte multe deja integrări, cu ajutorul GPT-ului inclusiv, au evoluat foarte mult. Și atunci noi suntem într-o evoluție mult mai grăbită decât capacitatea noastră de a asigura aceste formate. Dar omul de rând ce să facă? Iată, apropo de specialist, ce înseamnă un specialist? Pentru că acum la fiecare pas găsesc și eu pe Instagram specialiști, curs specialiști. Care mai fac și cursuri, știi? Da. Și învață și pe ceilalți cum să lanseze în afacerile pe online. Respir. Nu suntem fără păcat, e drept. Nu suntem fără păcat. Deci, din păcate, iarăși, noi suntem la o fază în care noi nu avem un organ care să ne calibreze ca în alte profesii ce înseamnă și unde este standardizarea. Pentru că câteodată tânărul de 16 ani este mult mai avansat decât cel care trebuie să-l evalueze. Pentru că el este destul de tehnologic, dacă luăm în considerație social media azi. Respectiv, specialiștii de regulă, ce am observat noi, ei rezistă. Adică ca să te uiți la toate șperșile astea care au ieșit, o să observi că în jumătate de an... Se ofilesc. Da, pentru că ei au crezut că asta e așa. Și niște oameni, câte 200 de euro, 10.000 de euro, mulți la 13 pe un an, ia câtă. Gândesc că termen asta e prima lor greșeală. Da. Deci unica și prima greșeală. Unica, da, mai departe nu pot greși. Acolo, da. Deci un element este că nu este despre rezultate, pentru că afacerile azi nu sunt despre faptul că tu să înviți să-mi faci două stories-uri. Afacerile deja sunt despre un complex de marketing, pentru că inclusiv este stories-uri care așa par o joacă, ele sunt parte din comunicarea digital marketing, spunem așa.
Și ele au rolul lor în comunicare și afacerile investesc tot mai mult și mai mult în crearea conținutului. Uh-huh. Deci noi în anul 2024 o să avem un trend continuu, deci continuăm cu trendul video, video scurte. Din păcate, oamenii n-au când să asculte mult. Dar scurte cât de mult? Pentru că 30, 15 secunde, un minut maxim? Până la un minut era până trendul. Minut, da, da. Dar Daniele TikTok au zis că noi vom favoriza cei care vor face 2-3 minute. Mai lungi. 2-3 minute? Da. Wow. Deci așa este o ipoteză că nene TikTok sare la bătaie la nene YouTube. Și el vrea ca oamenii să petreacă mai mult timp privind pe videouri mai lungi, motivând creatorii de conținut să nu facă doar short-uri. Știi când te uita la videoista și vezi partea a doua și te nervai tare, gen trebuie să te duci în feed și să găsești. El motivează ca tu să dai toată istoria. Așa, dar tu ce părere ai despre chestia asta? Om care ai trecut și prin chestia asta cu 30 de secunde, un minut, oamenii o să reziste 2-3 minute? Nu, din păcate, generațiile mai ales care vin, gândirea ciclică în care noi trebuie să vorbim, să vorbim acum emoțional, să ridicăm tonul, pentru că ăștia de 16 ani n-ați uit la emisiunea noastră, pentru că noi îi ador. Hai, talmazan! Când apar short-urile, next! De ce? Adică eu totuși cred că la noi, în regiunea noastră, o să fie trendul 1-3 minute, nu o să crească la 5-10, vârsta 35 plus pleacă în YouTube după videouri mai lungi. Și YouTube-ul totuși, dacă vă aminteți cum voi vă uitați la YouTube, el este mult mai conștient. Adică tu când te uiți la YouTube, câteodată faci full screen, nimeni să nu se încurce și te uiți la talmazan. Și zici și el acolo. Cum da. E mai comod și mai comod vizibil. Exact. Dar TikTok-ul ăsta, social-ul ăsta, noi când mai stăm, da. Când vorbești cu omul. Când vorbești cu omul, pentru că omul ăsta e de trist, știți, îți trebuie încă un efir. Respectiv, tu diversifici activitatea, stai în trend și atunci totuși noi abordăm social media ca un element de, așa, entertainment și inclusiv videourile care le-am spus, ele intră de atâta foarte bine pentru că noi vrem să ieșim din toate asta. Dar realitatea este că prin tot jocul ăsta, azi ne trebuie specialiști și în special tineri care, de ce tineri, nu facem așa... Discriminare, dar... Reels maker, story maker, AI manager, copywriter, deseori asta este despre telefon. Și asta este deseori despre CapCut, InShot, montaj. Și am observat că studenții se descurcă foarte bine. Și dacă 2 ani în urmă la noi era așa că companiile mari spuneau nu, trebuie să angajăm în companie om, să lucrezi la 8, fii departamentul de marketing, totul. Am așa dat seama că angajezi numai cei care nu sunt adecvați câteodată. Da. Și atunci mai bine iai un student care vine 3 ceasuri și lucrează cât șase. Exact. Adică deci direcția asta s-a schimbat comportamental. Că instrumentele cumva. Exact. Instrumentul presupune că eu pot să vin la tine, să fac 2-3 video sau câteodată există secretarul, managerul, poți să filmeze și facem noi aici și în Telegram strimată la manager să monteze și el deja face activitatea învățând la școală paralel. Despre acest eveniment care este gratuit, pe care îl organizezi, mie mi-a atras atenția secretele social media. Și... suntem din marketing social. Știi care e faza? Și mă întrebam, zic, măi, există chiar un secret care, ca o pilulă de asta, magică, o însușești și gata, tu ești. El e secret pentru unii. Se numește muncă. Ce bine spus. Și l-am spus, de-am putea să nu veniți. Tu ai anticipat următoarea întrebare. Se rezumă la secret sau la muncă, inspirație, creativitate? Când vorbeam de un pool de generație care nu va consuma, la foarte mult s-a creat paradigma. La bunii noștri era paradigma, nu-i bani fără sudoare, trebuie să muncești până ai cap, până iese limba, n-a bani, n-a să iasă. La ei și la alții este că să spate nix, nu facem, da, pasivni dohod. Să vin așa, pasiv. Pasiv, da. Da, respectiv, în sensul ăsta, există o mijloc, se numește muncă, minim 6-8 ore pe zi. Deci avea dreptate, tot la bunii rămâne. Da, dar o leacă mai ecologic. Deci o leacă mai ecologic și cu integrarea instrumentelor sau trendurilor sau necesităților care azi sunt în piață. Deci azi nu este de ajuns să vrei. Vreau, asta e bine. Etapa a doua este... în ce industrie vreau? Industria presupune anumite, cum spuneam noi, standarde de comportament, de rezultat. Și acest rezultat executat are un preț. Și el este azi nu rău. Nu rău? Azi, bine, hai să spunem, nu știu, dacă... Da, nu e nicio problemă. Există niște medii, spre exemplu, un angajat, un specialist începător câștigă până în
200 de euro. Pe lună. Pe lună. Pe lună. Începător, student, part-time. Dar acum mai nou se achită pe produs. Pe rezultat, da. Pe un fel de... Mi-ai făcut 30 de stories-uri, îți dau atâta. Mi-ai făcut 30 de videouri. Un video în Reels montat, da. Tarează la 5 la 50 de euro. Wow, 5, da, apropo. 50 de euro. Da, adică 5, dacă tu îmi dai tăt, eu montez păstez, 50 dacă eu vin la tine, filmez, cu civil, fac... vin cu telefon, vin cu lunină, cu microfon, cu... Deci adică depinde. Și îți dau rezultatul final. Exact. Cumva. Și un specialist bun, azi câștigă de la 1 la 5.000 de euro. 5.000 de euro, liber. Da. Deci da. Nu te... Da, adică tu ai 3 clienți care îți dau ție. Tu, în descriere, foarte bine ai structurat evenimentul, introducere în social media, ce anume vor învăța oamenii acolo, nu știu, prin ce vor trece ca să... Noi avem direcție de... În general, noi ne bazăm pe experiență. Deci noi avem cazuri în baza cărora eu îmi dau seama că există o cale, o formulă. Ea nu este ideală, dar există o formulă care anulează doar dorința, dar și nu face că este imposibil. Deci există banul, există cariera. Pe mijloc este un proces. Acest traseu presupune că tu trebuie să-ți găsești ceva în care ești tu bun. Și dacă tu ești bun, tu o să prinzi plăcere de la lucru. Da, asta e problema multora, că, măi, acolo se cântă, da. Se câștigă bani. Dar și ce-ți poate făcut? Da, unde se câștigă bani? Știi? Adică, nu mă pricep, dar lasă! Da, adică eu, spre exemplu, n-aș fi niciodată în viață prezentator TV. Se trezești la ora 5 dimineață, în fiecare dimineață. Asta nu e meu. Eu... Știi ce de plăcut? E foarte plăcut, e plăcut. Știu așa, da? Foarte plăcut. Foarte plăcut, Alexandria, bagă și ceva. Nu, noi în fiecare dimineață avem gânduri să ne facem creatori de conținut, poate să ne reprofilăm, poate să, nu știu, unde sunteți, că faceți ghiune și faceți. Da? Bine. Da. Oamenii ăștia care se împart în 10 lucruri odată, ce au de pierdut? Că e pierdere mai mult. Am în prezentare un slide, se numește Focus. Se pierde elementul atunci când... Deci, atunci când tu vinzi TED, oamenii nu te pot asocia cu ceva concret. Și atunci când tu vrei să rezolvi o problemă, noi avem așa un pattern asociativ, mereu exemplul ăsta îmi vine... În tinerețe, dacă ai avut calculator Pentium 4, erai rachetă. Da. Apoi, cine... din casă. Era în sat primar. Da. Cine avea Pentium 4, întotdeauna avea un prieten. Care, sau tu poate, dacă erai foarte maladeț, acest prieten reinstala Windows-ul. Adică tot știe un băiet care știe să reinstaleze Windows-ul. Da. Respectiv, asta înseamnă element de asociere. Poate acel băiat, fată, când tata are ghin la chitară sau citie poezii, noi asta nu știm, dar noi știem că el, dacă am problema asta, sun pe asta. Apoi că fix acest element, când tu faci și social media, și vinzi și haine, și mai ai și nu știu ce, și încă ești prezentator, și încă... Și actor. Da, și atunci tu spui, dar cu ce întrebare să ne adresăm noi la Dumitru? Și atunci e haos. Și elementul azi e demonstrat că dacă tu ești linear, expert, oamenii... vor să meargă la un salon de frumusețe și să nu le spele mașina. Deci adică, totul să fie structurat, da, și specialistul, adică, în fiecare domeniu. Să da, eram eu în tinereță constructor am fost, dacă trebuie. Noi, dacă dispare social media... Oamenii se pot adresa. Nu. Și era așa element că, și stereotip, dar și o realitate, moldovenii făceau evraremont. Da, așa. Deci el intra în apartament și face tot, și electric, și tot. Dar lucram psihotare. Dar e ca germanii, ei erau om care face doar electricitate. Da. Și păi, tu ai intrat în apartamentul ăsta. Om care conecta doar lumina. Da. Tu pierzi bani. El ne arăta viteza lui de lucru. Eu, dacă facem în an 3 prize, dar el face pe 10. Adică istoria este că tu te focusezi pe o linie, tu elaborezi performanța la un nivel extrem de mare. Și tu ai intrat în publicitate și tu ai setezi repijor. De așa, tu nu poți fi în trend și în copywriting, și în publicitate, și în design, și în fotografiere. Deci asta are de pierdut focusul. Dar despre cei care au afacerile proprii și tot nu angajează un specialist care să se ocupe de vânzări, de această vizibilitate, au mai mult de pierdut? Pentru că poate nu achită un specialist, deci, dar... cei care nu au, sunt două categorii. Sunt care, din păcate, nici n-a să aibă, pentru că n-au posibilitate tehnică. Adică îl dă-ți profitul 300 de euro și el să-mi dai 500, n-are logică modelul. Și atunci, el trebuie să realizeze că el e startup, adică dar în zona de startup, noi facem tot singuri. Și atunci el trebuie el să ia rolul acestui jucător. Adică chiar dacă tu ești vlădâcă, business-ul e meu, avem business, bossul, ești acolo. Bossul, tu pălărie jos,
Te inițiezi, faci? Și la muncă. Și la muncă. S-a terminat asta, ai pus pălărie și zici, domn director, vine acasă. Adică, în sensul ăsta, tu, unu, ar fi bine să știi social media ca să controlezi. Deci asta este o altă problemă. O zonă mare de antreprenori solicită de la tine. Faceți-ne stories-uri. Faceți, voi știți acolo. Da, da. Și nu poate controla. Și atunci există specialiști care e ca să defocusați și eu o să-mi țăt că el poate să nu mai deripice. E verde, e verde. Da, îi place, e important să fie. Și atunci noi venim peste jumătate de an, de acolo e jale. Da. Deci, în sensul ăsta, antreprenorii au responsabilitatea. Asta e zona lor de bază. Să deține controlul nu în profunzime, dar că ei poate fi experți în tot câte o lecțică. Mm-hmm. Eu leag de contabilitate, ca să poată gestiona cumva cele. Ca să înțeleagă. Mm-hmm. Tu ai făcut, când ați zis, să spui, la noi stearul e unul, el îți zic, da, sănătate, da, o venit stearul sau nu a venit și cu dânsul. Adică el să fie măcar în timp și înseamnă stear. Inițiat. Da. Și îți băiet. Nu, ceea ce știu, stear. Ce înseamnă stear? Da, exact, măcar așa. Dumitru, este extraordinară discuția cu tine. Suntem la final de oră. Evenimentul va avea loc astăzi. Astăzi, la ora 18. La ora 18, o locație nu putem da pentru că este publicitate. Intrați în Instagram. Da. O găsim pe paginile de Facebook. Este gratis, dar oamenii să știe că e pe bază de invitații. Deci locurile sunt limitate. Sau noi mai avem și online câteodată evenimente. Uh-huh. Deci e ca pe 31 ianuarie avem evenimente online, webinarele noastre naționale, la care se pot conecta mult mai mult. Respectiv, ce e interesat de marketing, primul pas care îi trebuie să-l facă, ei trebuie să se încearcă să urmărească oamenii de marketing, să găsească așa la care rezonează. Uh-huh. E foarte important profesorul tău, tu să-ți placă să-l asculți, da, la școală, da, exact. Și mai departe lumea o să se de treabă în frumos. Îți mulțumim mult și te așteptăm cu mare drag. Like-uri, share-uri. Așa să fie. Mai mult în meritor. Mulțumim.